Duminica Sfinților Români. A doua duminică după Rusale este Duminica Sfinților Români, instituită ca sărbătoare către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Deci astăzi pomenim Comuniunea Sfinților Români, martiri sau mucenici, cuvioși, ierarhi, preoți, diaconi, domnitori, apărători ai patriei și ai credinței, precum și mulțimea sfinților credincioși mireni, cunoscuți și necunoscuți pe nume, care au postit mult și s-au rugat mult, au mărturisit credința în vremuri grele, au construit biserici și mănăstiri, au născut, crescut și educat copii în iubirea lui Hristos și în iubirea de neam și de biserică. Deci pomenim astăzi pe sfinții români din toate timpurile, cunoscuți sau canonizați de biserică, trecuți în calendar, sau necunoscuți și încă necanonizați de biserică, dar pe care îi cunoaște Dumnezeu. Pe unii va descoperi treptat în istorie, iar pe alții va descoperi la sfârșitul veacurilor, când Hristos Domnul va veni împreună cu îngerii Săi să judece vii și morții, și a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Atunci drepții se vor arăta împreună cu El ca luminători strălucini. Prin sfinții români, poporul nostru are în cer mai mulți mijlocitori sau rugători pentru El, în fața Preasfintei Treimi, pentru ca să-și păstreze credința apostolică moștenită de la Sfântul Apostol Andrei și de la misionarii răsăriteni, cunoscători de limbă greacă și latină, care au propovăduit Evanghelia pe teritoriul țării noastre. Poporul creștin